Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, doamnelor și domnilor! Intrăm în ultima săptămână a campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Asta înseamnă că mai aveți 5 ocazii, 5 emisiuni în care îi puteți vedea aici, de la ora 19, pe aspiranții la funcția supremă în stat. Astăzi, tragerea la sorți ne-a rezervat o dezbatere foarte interesantă între cei doi candidați înscriși în cursa prezidențială, care sunt purtători declarați ai mesajului unionist. Și în ordinea extragerii din urnă, vi prezint pe Dorin Chirtoacă, candidat din partea Mișcării Politice Unirea. Bună seara și mulțumesc! Bună seara, bun găsit! Și Octavian Țâcu, candidat din partea Partidului Unității Naționale. De asemenea, bună seara și mulțumesc de prezență! Suntem, cum spuneam, pe ultima sută a campaniei, așa că prima mea întrebare ar fi ce mesaj v-ați propus să îl vindeți cu mai mare tărie în această săptămână. Pe ce mesaj vreți să insistați pe final de campanie? Nu putem vorbi despre a vinde și a cumpăra. Și așa ne-a vândut Dodon Moscovei și asistăm la o degringoladă a modului în care serviciile secrete ale Federației Ruse se desfășoară aici în toată splendoarea, de parcă ar fi la ei acasă. Apar tot noi și noi informații cum ofițeri FSB îi fac, de fapt, toată campania lui Dodon și la asta s-a mai alăturat și ambasadorul Federației Ruse în Moldova, Vasnețov, care și-a permis într-un mod extrem de obraznic să-l atace pe ambasadorul României, Daniel Ioniță. De aceea consider, chiar și până la alegeri, Vasnețov trebuie declarat non grata și expulzat din Moldova pentru ceea ce și-a permis să spună în adresa noastră a tuturor, să ne facă din nou fasciști, să atace faptul că ambasadorul Ioniță a mers și a inaugurat un cimitir al eroilor români. Cimitire din acestea avem deja foarte multe în Moldova. De aceea, declarația de propaganda lui Vasnețov cu atât mai mult trebuie traxată prin expulzarea sa și declararea ca fiind persoana non grata, pentru că se face și în toiul campaniei electorale. Mai mult decât atât, imediat trebuie reținuți și respectiv expulzați toți ofițerii FSB care periclitează campania electorală pentru prezidențiale. Asta ar trebui făcut azi, dacă am avea președinte. Dacă nu, după 1 noiembrie, imediat primul decret acesta ar trebui. De aici începem, de fapt, acum pregătirea pentru alegeri. Deci, e clar că asta era și sensul întrebării mele. Practic, s-a început acum 3 săptămâni cu anumite mesaje de campanie. Între timp au intervenit elemente noi. Iată, inclusiv această prezență tot mai crescută a Federației Ruse, implicare în alegerile de aici, ceea ce îl determină pe domnul Chirtoacă, înțeleg, să-și modifice mesajul electoral și să insiste pe această temă. Mai era ceva. Faptul că Federația Rusă a acuzat zilele trecute Statele Unite chiar și eu că pune la cale organizarea unui Maidan și așa mai departe, revolte populare în Republica Moldova. Ca de obicei, au început din Europa, Washington, și au ajuns la București. Dar ceea ce am prezentat și fața ambasadei astăzi, primii și cei mai de nădejde aliați ai Federației Ruse, ai Germaniei naziste, au fost Uniunea Sovietică. Iată Stalin bucuros că a semnat pactul Ribbentrop-Molotov. Iată militari ruși cu militari germani naziști la parada de la Brest din 39. Iată aici din nou cu portretul lui Stalin militari naziști și sovietici. Iată aici Himmler și cu Molotov la Berlin. Himmler care s-a ocupat de Holocaust și era responsabil și de Gestapo. Da. În 40, iată-l pe Molotov cu Hitler. Iată alianța adevărată care a fost din 39 până în 41. Și a făcut și schimb de armament și de muniții și de toate. Iată aici la braț Molotov cu Hitler. Cine a mai stat la braț cu Hitler? Mulțumesc, domnul Chirtoacă. 2 minute și domnul Țăcu. Cum v-ați modificat strategia după elementele care au apărut în toată această campanie și pe ce insistați în finalul acesta de o săptămână de campanie? Sigur că implicările geopolitice întotdeauna au o influență în tot ce se întâmplă în Republica Moldova și ambele puteri într-un fel care sunt responsabile de acest perimetru s-au expus și au fost reciproc implicate în inclusiv acum cum vedem România. Nu cred în mod neapărat că avem nevoie de o ajustare a mesajului electoral în condițiile în care intenționat se dorește isterizarea contextului în care ne aflăm.
Am avut o reacție în ceea ce privește ambasada Rusiei, am făcut-o publică. Considerăm că Rusia rămâne incorigibilă și lucrul ăsta este regretabil din punctul nostru de vedere, mai ales că a fost dublată și de acțiunile Partidului Socialiștilor. Dar noi am mers un pic mai departe și am anunțat un slogan care astăzi l-am postat: niciun vot pentru Dodon și Usatăi, pentru că aparențele luptei se dădeau pe acest segment Dodon-Dodon, dar în realitate, deci Kremlinul regizează un scenariu de alternativă în persoana lui Renato Usatăi, care se poziționează ca un antidodonist și un om care luptă contra lui și reprezintă cumva interesele drepte, așa aș spune. Este o mișcare foarte periculoasă pentru noi tot. A provocat de altfel un între scandal acum câteva zile când a intrat peste exact, Dodon la... Pentru că asta a vrut să arate că este un luptător anti-Dodon. În realitate este complementar la acțiunile pe care le întreprinde Igor Dodon. Deci mesajul nostru este: niciun vot din dreapta către Usatăi și Dodon. Și desigur vom construi în continuare mesajul nostru tradițional, cel de oferirea tuturor cetățenilor Republicii Moldova o alternativă, unica alternativă posibilă, reîntregirea cu România. Este tot mai clar că acest lucru se poate realiza doar în condițiile în care va fi ales un președinte unionist. Da, iată, mulțumesc. Eram convins că, evident, candidații își fac ajustări de mesaje pe final de campanie. De altfel și noi ne facem așa ceva, ne-am propus și am continuat să o facem, în sensul în care formatul am adaptat pe tot parcursul acestei campanii electorale. În această săptămână o să vă propunem și dumneavoastră și celorlalți candidați lucruri noi, așa încât, haideți să vedem primul dintre ele. Am renunțat la ceea ce se cheamă Vox, general opinii luate de pe stradă, și vedem niște materiale în fiecare zi, un material foarte interesant, zic eu, și care reflectă problemele, foarte bine reflectă problemele care se confruntă cetățenii Republicii Moldovei. Să vedem astăzi ce material ne-au pregătit colegii de la știri. Grigore Drăgan locuiește în satul Bălășești, Sângerei. Are 61 de ani și tot de atâția ani are grave probleme de vedere. A reușit să obțină grad de invaliditate și a continuat să muncească în pofida greutăților. Când vorbește de anii munciți, nici nu-i mai numără pe toți. Eu cred 35 de ani, la spuneam 30 de ani în colcoz am lucrat. Părinții nu timp să-mi fac în grupă. Eu i-am făcut singur cu grupa mie, m-am dus la lucru, vedere așa, cu slaba mie. Anii, dar și problemele de sănătate și-au pus puternic amprenta. Nu mai poate munci ca să primească un salariu, așa că banii săi din buzunar numără lunar 726 de lei. Pensia pentru gradul de invaliditate. Bani pe care îi împarte pentru două facturi. Eu pus compensația 726 de lei. Dar eu singur, lumină și apă, eu banii ăștia nu ne ajungi. Cu o notă de plată de peste 300 de lei pentru energia electrică și cam tot atâta pentru factura la apă, o aritmetică simplă ne arată că Grigore Drăgan rămâne aproape fără bani pentru mâncare. Eu vreau să mă creez, eu mănânc o dată în zi, am soției dus, dar eu mă gândesc la lucru acasă, cior mă doare, să-mi trăiesc vremea mu. Pe lângă casă are doi porci, o vacă și un cal. Crește animalele pentru copii și nepoți, pentru că și ei se descurcă greu. Îți duc tot lumea pe lucru. Asta cum spun, la lucru, mai departe să primească bani. La noi n-ai unii, Ucran, n-ai unii. Să mă buc să fur păcatul meu și al meu mare, că Dumnezeu îmi vede. Eu nu vreau. Nu vreau să fur. Eu pensionarea mea, sudoarea mea eu vreau. Țin vaca și tări șoclieja mă, i-am carat vreo 3-4 țepe de șoclieja. Țin vaca, țin nepoței, că o lăptică la un nepot. Se simte batjocorit de stat și nu mai vrea să audă de alegeri. Cel de sus se judece, mai spune Grigore Drăgan, și se întreabă cine l-ar putea convinge să mai iasă o dată la vot. Țara la noi stari mulți hoți. Hoți stari. Și n-ajută pe nimeni. Eu cum 700 de lei și 26 de lei, asta e bătaie joc. Vreau aleși, da, dar eu v-am spus că nu mă duc la alegeri, nu mă duc, Dumnezeu cu dânsul.
Da, un material emoționant, doamnelor și domnilor, veți vedea în fiecare zi un asemenea material la dezbaterile noastre electorale până la sfârșitul săptămânii și reacțiile candidaților la ceea ce am prezentat, la realitatea crudă, iată, a oamenilor din Republica Moldova. Domnul Țăcu, ce spuneți? Eu, adică noi din mai am desfășurat campania ce înseamnă unirea și am văzut scene de genul ăsta în aproape 200 de localități. Deci mie mi-e cunoscută această situație pentru că sunt plenar, așa, o vară a fost toridă de realități crunte și am văzut sate pustii, oameni care ne călcau în picioare ziarele și care nu vroiau să audă. Am vorbit cu ei, am încercat să-i convingem și cred eu că acolo unde am pătruns noi cu campania ce înseamnă unirea cu România, arătându-le drumul pe care urmează să-l parcurgem în cel mai scurt timp, calea spre reîntregire este ceea ce le-a trezit speranța multora dintre ei să iasă la vot. Și eu sper foarte mult că ceea ce am făcut noi în această vară va fi un îndemn serios pentru oameni să ia în considerare ideea de reîntregire cu România ca opțiune politică de viitor. Domnul Chirtoacă, oamenii dezamăgiți, nivel de trai redus și neîncredere în politicieni, în primul rând. O completare, în primul rând, la chestiunea precedentă care ține de apelurile vis-a-vis de a vota sau a nu vota pe cineva. Nu-i vorba doar de Usată și Dodon, mai este și Șor, mai este și Ivanov. Din start am împărțit în candidați pro-europeni și unioniști ceea ce avem în această campanie și am spus clar, cei 5 pro-europeni și unioniști trebuie să mergem împreună să acumulăm cât mai multe voturi în turul întâi pentru ca în turul al doilea să-l putem înlătura pe Dodon. Și respectiv, pe partea cealaltă, îi avem pe Usatăi, Ivanov și respectiv Dodon. Am lămurit această chestiune încă la începutul acestor dezbateri, la începutul campaniei electorale. În ceea ce privește sărăcia, timp de 10 ani la primăria Chișinău, păturile sociale vulnerabile au primit ajutoare pentru plata încălzirii, pentru transport, alte tipuri de ajutoare sociale strict de la primărie. Și a fost efortul nostru. Situația nevoiașilor din municipiul Chișinău s-a arătat a fi totuși mult mai bună față de ceea ce avem în raioane. În raioane este faliment pentru că e falimentar guvernul. Guvernul este falimentar pentru că e corupție și incapacitate de a organiza corect activitatea economică și activitatea administrativă. Am dat soluția, de asemenea, la dezbaterile precedente. Angajarea legală a tuturor cetățenilor Republicii Moldova la serviciu, ceea ce va permite dublarea bugetului. Respectiv, de aici vor fi și pentru educație, și pentru sănătate, și pentru nevoiași, și pentru pensii și celelalte. Fără această măsură, restul sunt iluzii. Fără să ne apucăm să facem acum o presiune enormă pe agenții economici, să-i supunem tuturor controalelor de pe lume. Invers, niciun fel de controale pentru agenții economici, cu excepția unui singur, cu privire la angajarea corectă și legală a celor pe care i-au la serviciu. Și atunci putem vorbi despre soluții chiar în anul 2021. Da, spunea mai devreme domnul Țăcu despre încercarea de a-i convinge pe oameni și, de fapt, și dumneavoastră a spus ulterior, de a-i convinge oameni cu privire la necesitatea unirii cu România și că poate să sunt speranțe că lucrul acesta, în opinia dumneavoastră, se întâmplă. Ultimul barometru al opiniei publice, ultimul sondaj de opinie realizat de barometrul opiniei publice, publicat acum 3 zile, arată că numărul adepților Unirii cu România în rândurile cetățenilor Republicii Moldova s-a dublat în ultimii 4 ani. A ajuns la 33% potrivit BOP acestui barometru. În timp ce, deci 33% își doresc unirea cu România, în timp ce împotrivă se declară 48% din respondenți, sondaj realizat pe un eșantion de 1124 de persoane, intervievate în perioada 8-20 octombrie, cu o marjă de eroare de 3%. În același timp, toate sondajele care au apărut până acum vă creditează pe dumneavoastră, pe ambii, cu scoruri mult mai mici decât această cifră. Deci nici în sumate nu ar ajunge la 30%, sunt departe. Vorbesc de cifre date de sondajele de opinie. Cum explicați acest paradox? În care ordine? Dacă tot, da. Nicio problemă. Pentru a fi credibil în ceea ce privește promovarea unirii,
trebuie să avem soluții pe partea de organizare și funcționare administrației și respectiva instituțiilor Republicii Moldova, așa cum este ea astăzi. De aceea am și prezentat soluția legată de sărăcia și respectiv oamenii nevoiași, ca și multe altele. În ceea ce privește diferența între sondaje 33 versus 2, 1, 4 și așa mai departe, la alegerile municipale, toți unioniștii împreună am luat 20%. 20% cu siguranță este mai aproape de 33% decât ceea ce avem. În sondaje situația nu arată foarte bine, pentru că în continuare, iată, vedeți, suntem doi candidați, noi am propus să fie unul singur, din păcate nu am fost auziți din ianuarie până în prezent. Domnul Țicu. Bun, eu nu răspund pentru cei 4 ani, eu răspund pentru perioada în care am preluat Partidul Unității Naționale și am început să promovăm ideea reunirii ca un deziderat național. Eu cred că aceste alegeri vor arăta o altă față a unionismului, probabil apropiată de cifra pe care ați indicat-o, pentru că o mare problemă a fost credibilitatea oamenilor care s-au identificat cu unionismul. S-au străduit și propaganda rusă care a demonizat unionismul și l-a prezentat ca principalul pericol pentru statalitate. S-au străduit și regimurile oligarhice care au folosit în diferite ipostaze unionismul discreditându-l. Și nu în ultimul rând să nu uităm de natura oportunistă a unioniștilor, pentru că mulți dintre ei se regăsesc și în alte partide politice, care nu neapărat sunt unioniste, dar care le oferă posibilitatea de a avea funcții miniștri, deputați și așa mai departe, care la rândul lor aduc unioniști la partidele lor. Spre exemplu, în PAS și în PPDA sunt unioniști, oameni convinși care nu poți să le zici că nu sunt unioniști, dar care cu regret pedalează alte idei decât cea în care cred, pentru că le place ipostaza asta de a fi miniștri, deputați, funcționari. Deci astea, pe scurt, dacă ar fi să vorbim despre problemele pe care le avem, dar cu siguranță vă spun, după aceste alegeri, unionismul va arăta altfel. Haideți să vedem ce explicație dau și analiștii scenei politice, cum explică unele lucruri și în special participarea dumneavoastră în cursa prezidențială. Principalul scop al participării celor doi unioniști în campania electorală este să arate cine este lider pe filiera unionistă. Cine va lua mai mult, acela va deveni lider în acest proces de consolidare a unioniștilor, spune Valeriu Pașa, expert la Watchdog Moldova. Este adevărat? Este o motivație reală? Nici într-un caz. Eu cred că este adevărat ce spune dumnealui. Din păcate, nu mi-am dorit sub nicio formă o competiție și o concurență cu domnul Țicu în aceste alegeri, dar situația a fost de așa natură că altă soluție n-a mai fost. Dacă noi rezumăm participarea noastră în campanie la să demonstrăm cine e mai unionist, atunci n-ar fi trebuit să intrăm în campanie. Nu, cine ar trebui să fie liderul mișcării deci unioniste după? Deci eu cred că noi am depășit acest caracter îngust al procentajului și a luptei astea pentru cine este unionist, cine nu e unionist, și trebuie să privim mult mai larg. Paradigma noastră de unionism este mult mai vastă. Ea se deplasează spre alte șchieri politic pe care l-am cultivat și în cadrul blocului acum și în cadrul Partidului Democrat. Acum este o oportunitate unică ca Partidul Unității Naționale să capteze un electorat mult mai extins, care nu se rezumă doar la bătălia pentru a demonstra cine este unionist, ci pentru a prezenta un proiect de țară pentru toți cetățenii Republicii Moldova, care să ne voteze indiferent de viziunile și de preferințele pe care le-a avut până la această campanie electorală. Da. Dar nu aveți, nu e și aceasta o explicație plauzibilă? Nu aveți în vedere o poziționare mai bună în perspectiva unor alegeri anticipate pe care multă lume și le dorește de pe scena Sigur. Politică? Adică, haideți să vă întreb direct. Sunteți de acord ca acela dintre dumneavoastră care obține un scor electoral mai bun să devină liderul mișcării unioniste după aceste alegeri? Adică ați accepta acest lucru? Haideți să vedem. Deci aveți în momentul de față anumite scoruri, nu mai știu, cred că domnul Țicu e plasat înaintea domnului Chirtoacă în sondajele astea de opinie, dar asta este o situație, o fotografie care la alegerile din municipiul Chișinău a fost invers, dar nu m-am autointitulat lider al mișcării unioniste și nu m-am autointitulat candidat la prezidențiale. Am căutat să ne unim cu toții, ca împreună să luăm decizia cine este cel mai lider. Când vă uniți în jurul unui lider. Ne unim cu toate partidele împreună în cadrul mișcării unioniste și acolo am stabilit niște criterii. Respectiv am fi găsit numitorul comun,
cine să ne reprezinte în aceste alegeri. Dar pentru asta era nevoie criteriu, să fie dialog. Cel mai bun scor electoral la prezidențiale e un criteriu? E un criteriu. Cel mai bun scor electoral la prezidențiale de acum. De acord, dar am în vedere chiar pentru a fi candidat în aceste alegeri, un criteriu era rezultatul la alegerile municipale de anul trecut. Deci dacă după alegeri, indiferent cine ar obține scorul cel mai bun, ați fi de acord ca acela să devină liderul Mișcării Unioniste? Adică o întrebare la care mulți fac să gândesc. Domnul Țâcu. Da, mi se pare un joc de grădiniță așa. Deci noi, eu mai explic o dată. Partidul Unității Naționale are o viziune mult mai extinsă asupra politicii moldovenești. Și noi vom atrage în partid oameni care vin în acest partid, unioniști, sinceri, onești și integri, așa cum am făcut și până acum. Pentru că mișcarea Partidul Unității Naționale întâi s-a unit Ana Guțu cu domnul Șalaru, după care am venit eu, după care a venit domnul Țurcanu, va veni domnul Reniță. Da, da, Luțu, deci asta este politica e peste tot viziunea pe care o avem. Să vă spunem, cât să vă spun dacă că... vreți să vă răspund de ce nu o să acceptăm să facem cu domnul Chirtoacă și Partidul Liberal coaliții, vă răspund, dar am răspuns deja la chestiunea asta. Noi nu putem compromite mișcarea unionistă din cauza unor oameni cu dosare penale care poartă o moștenire complicată și care nu poate compromite nou viitorul politic. Punct. Nu contestăm altora calitățile de români și de identitate românească, de unionist, dar avem o viziune foarte pragmatică asupra viitorului unionismului. Da. Mulțumesc. Aceeași partitură ca și la alegerile municipale, aceleași acuzații cu dosarele penale fabricate apropo de Dodon și Plahotniuc, ceea ce înseamnă că, din acest punct de vedere, dumnealor sunt pe aceeași lungime de undă. În ceea ce privește consolidarea direcției unioniste, singurul proiect de țară, în primul rând, țara este România Mare. Nu există proiect de țară pentru Republica Moldova. Proiect de țară este unirea pentru România și Republica Moldova împreună. O dată, a doua oară. Până să ajungem să convingem cetățeni cu viziuni de stânga, de centru-stânga, cu viziuni neutre sau nehotărâți în general, este necesar să consolidăm nucleul unionist, care a fost la Frontul Popular, a fost la Partidul Popular Creștin Democrat, la Partidul Forțelor Democratice, la Partidul Liberal, apoi a fost spart în mai multe bucăți de regimul Plahotniuc-Dodon-Șor. După ce reușim această consolidare, mergem mai departe și către ceilalți cetățeni. Eu v-am întrebat pentru că există această întrebare peste tot. Nu există emisiunea aproape și ca să vă uitați la comentarii, să vedeți câtă lume întreabă acum cu privire la acest. Întrebarea și a, uitați-o, Nadia Popovici, o întrebare pentru de candidați. Cu ce avantaje față de contracandidați spera să vă convinzi alegătorii să vă încredințeze votul? Păi, asta e altceva. Asta e altă întrebare. E altă întrebare, dar e vorba și inclusiv de contracandidatul Chirtoac, respectiv Țâcu. Da? Deci cu ce avantaje față de ceilalți contracandidați să-i răspundem doamnei Popovici? În totalitate sau de cel unionist, ca să înțeleg. E vorba de toți candidații sau da, de cel unionist. Da, așa înțeleg și eu. Față de ceilalți contracandidați. Nu, față de contracandidat. E, nu e altă întrebare. Deci, uitați, Nadia Popa e o întrebare pentru ambii candidați. Cu ce avantaje față de contracandidat sperați să convingeți alegătorii să vă încredințeze votul? Deci este aceeași întrebare. Uh-huh. Față de contracandidat, adică domnul Chirtoacă, respectiv domnul Țâcu aici. Părând, cu ce avantaje? Curat, până acum nicio implicare în care am avut-o, om cu statut și care mi-a făcut un nume în altă dimensiune decât cea politică, partid politic consolidat cu organizații peste tot și cu o viziune foarte clară asupra lucrurilor care trebuie să le facă, și un partid care are cu cine discuta la București atunci când vrea să facă unire. O avem pe doamna Guțu în guvern, avem pe domnul Traian Băsescu, avem parteneria de colaborare cu PMP-ul, mergem înainte și vom face lucrurile așa cum le-am promis. Urmează un singur lucru. Cetățenii să ne dea votul pentru că noi știm ce să facem cu el. Ați văzut interesul cetățenilor? V-am spus eu că noi simțim ce vor oamenii. Avantaje, ce avantaje credeți dumneavoastră că aveți, domnul Chirtoacă? Această campanie este plină de mesaje, oglindă, oglinjoară, cine este cea mai frumoasă din țară. La oamenii le este greață de această publicitate pe care și-o face fiecare, de parcă ar fi, nu știu, buricul pământului. Oamenii sunt într-o apatie și într-o deznădejde, într-o dezamăgire după tot ceea ce am avut în clasa politică în ultimii 30 de ani. Ei nu mai știu în cine să mai aibă încredere, le este frică să mai aibă încredere în cineva. Este
contraproductiv să ne facem noi înșine publicitate. Noi trebuie să fim sinceri în fața oamenilor cu tot ce aici avem, și bune și rele. Numai cine nu muncește, nu greșește. Acum, domnul Zicu spune că dumnealui e curat, alb și pufos, iar eu sunt cu dosare penale, păi atunci e clar, nu avem despre ce discuta. Dacă eu sunt cu dosare penale, înseamnă că afară. Dar de unde au apărut aceste dosare penale? Ca urmare a faptului că m-am opus regimului, Plahotniuc, Dodon, n-am mers prin patru partide, am ținut o linie și chestiunea asta este de 3-4 generații în familia subsemnatului. Și împreună cu toți colegii din cadrul Mișcării Unirea am răspuns la ceea ce ne-au solicitat cetățenii, să unim unioniștii, pentru că eram caragioși să fim 5, 6, 8, 9 partide unioniste și să vorbim despre unirea cu România. Și cât o să am putere, o să lupt pentru unificarea Partidei Unioniste din Moldova. Toți unioniștii să fim în cadrul Mișcării Unirea. Doar așa, treptat, treptat, vom crește în ochii oamenilor. Fără să ne facem publicitate dintre aceasta care devine respingătoare. Mai schimbăm registrul și vă rog să trageți câte un bilețel cu privire la... Dar nu ne-ai spus și tragem. Acum nu se întrebă despre istoria președinților, la Istanbulul mic, dacă ajungem și la el, despre atribuții. Atribuțiile președintelui și pe subiecte de interes larg. Ce va pica domnul Țicu? Numirea judecătorilor, cum veți promova magistrații în funcție, ce filtre de integritate vă propuneți să utilizați la numirea acestor? Răspundeți. Sigur. Președintele, și domnul Chirtoacă la aceeași întrebare. Președintele are atribuții care țin de numirea magistraților, este o chestie incontestabilă, dar există atâtea, să zicem, bariere care îi îngrădește dreptul de plin de a numi aceste funcții, încât ele sunt absolut ridicole și nesemnificative. Sigur, președintele poate arăta caracter și poate să se opună în ultimă instanță, arătând sau pedalând o chestiune de integritate morală și profesională pe care trebuie să o aibă magistrații. Dar vă rog să mă credeți că asemenea numiri și filtre se stabilesc la alte nivele decât poate președintele să controleze. Am trecut deja experiența asta prin Parlamentul Republicii Moldova. Prin urmare, asta este viziunea pe care noi avem, o curățire totală a sistemului de justiție printr-un transfer instituțional românesc într-o perioadă cât mai scurt. Asta este ceea ce ne propunem noi. Și desigur, în condițiile în care vom avea un nou parlament, printr-un exercițiu comun cu Parlamentul Republicii Moldova și instituțiile de resortabilitate, să încercăm într-adevăr să curățim cel puțin pe o anumită perioadă, măcar la suprafață, aceste instituții. Mulțumesc! Ceea ce privește judecătorii, problema dumnealor și a procurorilor și a multor funcționari este că dacă am avea legea din România care spune despre confiscarea extinsă a averii, atunci nu știu câți ar reuși să treacă de această lege. Ce am putea face este din start să anunțăm că fiecare dintre dumnealor care se simt cu o situație vulnerabilă, mai bine să plece singur din sistem. Evident că nu o vor face. Apoi vor trebui aplicate, direct preluate din România și respectiv din vest, din Uniunea Europeană, aceste criterii care țin de echilibru dintre viața omului pe care o duce în fiecare zi, magistrat, procuror, judecător și așa mai departe, salariul pe care îl primește și respectiv proprietățile pe care le are. Și dacă există un asemenea echilibru și o integritate în spate, putem discuta despre numiri în funcții și promovare. Dacă este un decalaj, atunci rezultă că n-are rost să discutăm despre toate celelalte. Până la urmă, toate aici ajung în ceea ce privește numirea judecătorilor. Întrebarea dumneavoastră, pe care ați tras-o dumneavoastră și la care vă rog să răspundeți amândoi? Da. În ce instrumente ați folosi în calitate de președinte pentru a rezolva una din marele probleme acestei țări? Republica Moldova, țara România, sărăcia. Am răspuns de câteva ori la această întrebare. Bine, pusă și de cetățeni. Respectiv, nu da, pusă la de cetățeni. Am referit pentru și aici în emisiune. Cetățeni, da. Prin angajarea legală a tuturor la serviciu, o chestiune care trebuie adusă în Consiliul Suprem de Securitate, pusă ca problemă de securitate națională, pentru că duce la falimentul Republicii Moldova,
orientarea tuturor instituțiilor statului anume în această direcție, fără niciun fel de abuzuri și încercări de a umbla la activitatea agențelor economice în alte privințe, un parteneriat cu agenții economici, un moratoriu în acest sens stabilit de Parlament în ceea ce privește controlele pe toate celelalte aspecte, pentru a acumula bani la buget, apoi decentralizare, o a doua măsură administrativă și a treia, cât mai multe fonduri europene. Toate aceste trei vor duce la dublarea bugetului și respectiv pornirea motoarelor economiei, mai ales pe timp de pandemie. Un minut și domnul Țicu pentru răspunsul la această întrebare. Bun, sărăcia este o consecință a unei prăbușiri a statului, Republicii Moldova, și asta este o chestiune care durează 30 de ani. Este o problemă veșnică, așa spune, cronică, identică cu ceea ce este Republica Moldova. Și din acest considerent, pentru toată lumea este clar că în contextul actual al Republicii Moldova, această problemă nu poate fi rezolvată. Noi avem nevoie de tragerea unui scut de securitate care să ne permite să relansăm total economia Republicii Moldova prin investiții masive care vor veni, așa cum au venit și în alte state, pentru că eu am trăit în România în anii 90 și știu la fel că era sărăcia o problemă. Lucrurile s-au rezolvat după intrarea în NATO și în Europeană. Sunt lucruri clare care trebuie să le facem și după asta să sperăm că cetățenii Republicii Moldova, având aceste beneficii pe care le vor aduce locurile de muncă și sporurile de venituri la bugetul statului, se poate în cele din urmă să se egaleze cel puțin cu ceea ce este în România sau măcar în partea moldovenească a României, unde știm că la fel există probleme de acest gen. Asta este în cele din urmă calea pe care noi o propunem cetățenilor Republicii Moldova. Da. Pentru a putea ajunge la NATO și respectiv unirea cu România și aderarea în acest fel la Uniunea Europeană, trebuie să arătăm capacitate în Republica Moldova prin instituțiile existente. Altfel, este greu să promovezi unirea. Oamenii pot să o perceapă ca fiind o chestiune abstractă dacă nu arăți soluții în fiecare zi, pe fiecare domeniu. Așa cum am reușit, de fapt, și la Primăria Chișinău, iertat în fie poate lipsa de modestie, dar știu sigur că avem foarte multe rezultate. Bun, trecem la un alt capitol, pentru că v-am spus că mai avem surprize, ne-am mai îmbogățit formatul și avem un test, fulger în sensul în care vă rog să răspundeți pe scurt la întrebări, că sunt mai multe întrebări și facem așa un tir de întrebări și răspunsuri și începem. Haideți să începem de la domnul Chirtoacă. Care sunt cele mai importante trei realizări din viață? Și pentru domnul Țicu, da? Ținem o întrebare și răspundem pe cele mai importante trei realizări din viață pe care le considerați dumneavoastră. Faptul că am primit educația pe care am primit-o din familie și mi-au cultivat aceste viziuni care țin de patriotism, viziuni unioniste și așa mai departe, care la noi au fost întotdeauna, din 40, din 70, deci în perioada regimului comunist nimeni n-a aderat la Partidul Comunist, din potrivă, am fost disidenți toată familia. Doi, studiile pe care am reușit să le fac în România și respectiv la Sorbona, Paris, România fiind Iași, liceul respectiv, facultatea la București, și trei, ceea ce am reușit la Primăria Chișinău, cele trei mandate, rezultatele care arată clar diferența, pentru că am scos izul comunist și sovietic din capitala Republicii Moldova și l-am mișcat pe direcția românească. Astăzi flutură drapelele Rusiei pe aici, iar Ivan Ceban, pe care domnul Țicu laudă, și am chiar o întrebare aici la dumnealui în acest sens, a transformat primăria, la fel ca și Dodon președinția, într-o filială a FSB-ului. Domnul Octavian Țicu. Personale, profesionale, care? Personale. Cele considerați, nu neapărat politice, ce considerați noastră trei mari realizări în viață? În viața noastră. Jocurile Olimpice de la Atlanta, care rămân o frumoasă performanță, sunt primul boxer moldovean calificat la Jocurile Olimpice. 10 cărți care le-am scris de istorie, două dintre care sunt printre cele mai citite în Republica Moldova, și expedițiile memoriei. Proiect unic în tot spațiul românesc, 6 expediții, Siberia și Kazahstan, în care am adus acasă toate istoriile deportaților și am arătat că, de fapt, Siberia este un teritoriu pe care românii l-au modernizat și l-au civilizat. Care este cea mai mare dificultate peste care ați trecut în viață? Domnul Țicu, începem invers și tot așa vom continua. Cea mai mare dificultate a fost când eram ministru al tineretului și sportului. Eu, înainte de a intra în minister, n-aveam niciun fir alb.
Și dacă vă uitați imaginele video atunci când am deconspirat toate schemele de corupție pe care, apropo, băieții de la Partidul Liberal mi le-au lăsat moștenire, pentru că i-am spus lui domnul Ghimpu, scoteți-l pe Budișteanu, că e cel mai corupt viceministru care este. Și mi-a promis și nu l-a mai scos. Pentru că atunci, într-adevăr, a fost unicul caz în istoria Republicii Moldova când un ministru a deconspirat schemele de corupție. Cum să fură viceministru, șeful direcției sport performanță, rectorul Universității de Educație Fizică și Sport. Da. Și cu băieții ăștia nu-i simplu. Pentru că și eu nu simplu, dar asta a fost pentru mine un test. Eu de atunci am înțeles că lucrurile în Republica Moldova pot fi schimbate doar prin implicarea în politică. Reținem cele două răspunsuri, că fiecare a adresat câte o acuzație în contra candidatului și le reținem pentru partea de final. Acum continuăm cu testul nostru, da? Da. Domnul Chirtoacă, cea mai mare dificultate pe care ați trecut? Am cea mai mare dificultate acumulată în acești 42 de ani de viață pe care am să fiu sincer, ține de ceea ce mi-aș fi dorit să reușesc, dar nu am reușit în ceea ce privește viața personală, ceea ce privește familia și respectiv copiii, lucru care poate va avea o evoluție mai bună pe viitor, sper, dar nu știu. Mi-aș fi dorit să corectez ceea ce s-a întâmplat cu domnișoara Login, cu anișoara, nu știu în ce măsură lucrul ăsta mai este posibil, pentru că n-a fost bine ceea ce s-a întâmplat cu divorțul în 2016, dar nu pot spune prea multe public și așa cumva prea mult s-a spus într-o emisiune fără protocol. Da, mulțumesc. Eu vă apreciez sinceritatea ambilor, pe care așa o simt acum, nu știu, rămâne și oamenii să judece, pentru că răspundeți, nu stați pe gânduri, răspundeți și vă rog să o faceți în continuare. Numiți trei persoane care vor avea un rol important dacă veți câștiga mandatul de președinte. Trei persoane la care v-ați gândit că ar putea avea un rol important dacă veți fi... Colegii din cadrul Mișcării Unirea, indiscutabil. Doamna Tatiana Poteng, domnul Ion Calmâc, domnul Valeriu Munteanu, dar și ceilalți colegi. Mulțumesc. Iuri Apostol, doamna Babricenco și așa mai departe, domnul Bostan, Octavian, Hâncu. Țicu? Bine, persoane nu știu dacă este cineva, pentru că eu în viața mea m-am obișnuit să fiu lup singuratic, așa, boxul m-a obișnuit să mă descurc singur și am făcut-o întotdeauna. Și probabil pentru prima oară am să spun că partidul pe care l-am în spate, oamenii care vin, părinții și familia mea, Verica și Andrieș. Numiți o personalitate internațională care vă este model. Regele Mihai. Regele Mihai, majestatea sa Regele Mihai, care își are ziua de naștere pe 25 octombrie și de ziua sa este și ziua Armatei Române. În viață Sustieri. Sau oricare? De oricare, da, e deschisă întrebarea și poate să fie, nu știu, n-am restrâns la politicien, o personalitate internațională, de preferință, eu știu, de obicei oamenii politici numesc politicien, da. Internațională, adică înseamnă nu românească. Regele Mihai este o personalitate românească de talie internațională, incontestabil. Bun, Mihai, eu zis internațional, de asta și le întreb. Păi, dar pot fi și români de talie internațională. Nu-i tot același. Carol I, Ferdinand, Regina Maria... Hai, eu zic să o lăsăm așa deschisă și puteți să o numiți de o personalitate care vă e model. Bine, haideți să spunem, nu din Republica Moldova. Zic una românească și una internațională. Bun, eu l-am admirat pe Ionelice Brăteanu întotdeauna, pentru că a fost unicul politician de calibru care a stat cu Wilson și cu Clemenceau și cu ceilalți la conferința de pace, le-a vorbit ca un egal, în baza unui sacrificiu pe care România l-a făcut în război. Și internaționalul, desigur, Nelson Mandela, pentru că am un respect aparte pentru felul în care a reușit o tranziție extraordinară de la un apartheid spre ceea ce este Africa de Sud la ora actuală. Cine este cea mai... Eu i-aș adăuga pe cei trei pe care am menționat. Carol I, Regina Maria, Regele Ferdinand. Mulțumesc. Cine e cea mai apropiată persoană la care apelați pentru a-i cere un sfat atunci când vă confruntați cu situații dificile? Soția mea, Viorica, decanul Facultății de Relații Internaționale Știința Comunicării la Olimp, cred că e cel mai bun consilier pe care l-am. Mulțumesc, domnul Chirtoacă. Discut cu colegii din cadrul
Mișcarea Unirea, din cadrul Mișcării Unirea, tot ceea ce ține de partea politică, ceea ce ține de partea personală, discut acasă cu părinții, cu mama, cu tata, cu fratele, pentru că așa este firesc. Numiți trei calități ale unui bun conducător. Corect, sincer, principial. Corect, sincer, principial. Simplu, integru și curajos. Simplu, integru și curajos. Cel mai mare defect al unui conducător? Lașitatea. Că nu știe să asculte, că nu știe să audă. Dacă este curajos, sincer și integru, nu are cum să fie laș. Ce hobby-uri aveți? Eu am profesii care mi-au devenit hobby. Îmi place sportul, asta e, care îl fac în toate dimensiunile, și box, și badminton, și fotbal. Avem cea mai bună echipă de fotbal din toată politica și România. Pe voi vă bate măr. Orice echipă de... Păi noi cine? Că și eu am la București echipă de fotbal. Orice partid politic în România îl uscăm în bătăi. Dar nu știam că există noi și voi aici în studio. Știam că suntem noi... S-a referit la instituție, cred că la TVR probabil. Nu știu la cine... Nu, noi din Republica Moldova, pe din România. Da, nu știu. Eu am crezut că la instituție vă referiți. Nu, mă refer la... La partidele politice de peste prut. Am înțeles. Deci, domnul Chirtoacă, ce hobby-uri aveți? Munca în gospodărie, grădina, via, livada, în general tot ce ține de partea de gospodărie și călătoriile. Plus cititul, ceea ce ține de istorie, de exemplu, tot mă pasionează, detalii în special care arată... De istoria președinților vă pasionează? Președinților Republicii Moldova, nu? Istoria președinților Republicii Pentru Moldova. Pentru candidați la postul ăsta acum, da. Și avem aici întrebări. Acum sper să nu se repete, că le-am mai... În general am căutat să nu se repete. Dar asta e norocul. Le-am pus... Apropo de președinția Republicii Moldova, trebuie să completez răspunsul la întrebarea precedentă legat de cu cine mă consult. Probabil... Se așteaptă cei care ne văd acum să fie pronunțat și numele domnului Ghimpu, Mihai Ghimpu, legat de consultări pe partea politică. O anumită perioadă de timp, de fapt, din 2003, de când am revenit acasă și, practic, până după ultimul congres, asta se întâmpla fiecare zi sau săptămânal. Acum, în ultima perioadă, de când am format Mișcarea Unirea, dumnealui este președinte de onoare, mai puțin se implică și, din acest punct de vedere, cumva avem aceeași direcție, Unirea. Însă, pe undeva, dumnealui cumva a lăsat posibilitatea să desfășoare activitatea împreună cu colegii din partid și din cadrul Mișcării Unire, așa cum consideră de cuvință. Mulțumesc. Să fiu și aici sincer până la urmă. Am ajuns la întrebările, da, din istoria președinților de până acum ai Republicii Moldova și, haideți, domnul Țăcu, ce spune acolo? Întrebarea e încurcat, pentru că ați întrebat care dintre președinții Republicii Moldova, după venirea la putere, a schimbat la 180 de grade mesajul și orientarea externă a Republicii Moldova. Și în istoria Republicii Moldova a existat doar un singur președinte care... de fapt, doi președinți care au schimbat la 180 de grade mesajul și orientarea. Unul este Mircea Snegur, care, fiind ales pe dimensiunea românească și de unionism, a întors vectorul semnând CSI și după asta intrând în barca moldovenismului și efectiv deci a Federației Ruse. Și evident îl avem pe Voronin, care în 2001 a venit la putere cu mesajul de integrare cu Rusia-Belarus. Și în 2005 a câștigat alegerile pe vectorul pro-european, susținut fiind de Băsescu, Saakașvili și alții, care au văzut în el această linie de rezistență împotriva Federației Ruse după respingerea memorandumului Koza. Da, de răspuns la Voronin se referea, acesta era răspunsul, deși a venit la putere în 2001 cu lozinca aderării la Uniunea Vamală Rusia-Belarus. Al treilea președinte, Vladimir Voronin, mai puțin de 2 ani a anunțat cursul de integrare europeană. Cum bine spuneați, politica lui Voronin a dus în unele perioade la răcirea relațiilor cu România, iar uneori și cu Rusia. Am dat tot răspunsul complet, pentru că spuneam că aici vrem să mai promovăm așa elemente din istorie, istoria recentă a țării. Și acum trecem la domnul Chirtoacă cu întrebarea pe care a extras-o dânsul. Care președinte a promulgat legea cu privire la modificarea legii 100
care a permis cetățenilor Republicii Moldova să indice în actul de identitate naționalitatea română dacă se autoidentifică români. Pare mi s-a mai fost întrebarea asta la emisiunea precedentă, dacă nu greșesc, cu domnul Terguță, dar numai domnul Ghimpuș cu domnul Timofti puteau să dea o asemenea decizie. Alții ar fi refuzat. Nicolae Timofti, legea cu privire la modificarea și completarea legii 100 privind actele de stare civil a fost promulgată de către cel de-al patrulea președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, pe 22 mai 2012. Da, mai avem timp și inclusiv pentru răspunsuri, pentru întrebări încrucișate. Dacă vreți să repetați, domnul Chirtoacă, și inclusiv și implicit domnul Țicu. Ce întrebare aveți pentru... Păi sunt mai multe acum, s-au adunat chiar în această emisiune. Nu. Asta cu lauda, asta am menționat-o, asta cu lauda în adresa lui Ivan Ceban. Dacă ne poate spune de ce și în ce măsură și așa mai departe. Dar n-am înțeles întrebarea. Păi la o emisiune, la un alt post de televiziune, dumneata l-ai lăudat pe domnul Ceban. Formulați exact felul în care am spus și vă răspund. Eu nu știu, nu. În comparație cu Chirtoacă, Ceban este extraordinar, coerent, nivelul e ca de la pământ la cer. Nici n-ați ascultat, v-au adus cățelușii ăștia și v-au dat întrebare. Cine mi-au dat cățelușii? Care cățelușii? Păi nu știu, cine v-au adus. Despre care cățelușii? Păi dacă n-ați ascultat întrebarea, atunci de unde să vă răspund dacă n-ați ascultat? Eu am văzut, cu ochii mei, păi dar nu spun, n-am venit vă reiterez ce am spus. Am spus că... În comparație cu Chirtoacă, este un gospodar, dar ceea ce ține de chestiunea identitară, mi-ar fi fost mai confortabil cu domnul Chirtoacă primar. Deci asta am spus, pentru că, într-adevăr, lucrul care le face în comparație cu ce ați nefăcut dumneavoastră, este vizibil, omul arată cât de cât niște viziuni. Dar în ceea ce ține de aspectul identitar, am spus clar, mai urmăriți emisiunea odată și o să vă clarificați. Așa. Domnul, în acest context este în regulă dacă agenți FSB și cu ce bani se plimbă prin Chișinău? Nu, ca să o scoatem la capăt. Iată, asta tot face parte din chestiunea de gospodărie. Domnule, gospodar, am spus că nu, în comparație cu chestia de identitate, e clar că este un pericol care nu, dar am vorbit de chestii de gospodărie, n-am vorbit de identitate, FSB. Identitatea și cu FSB-ul nu au treabă cât direct. Cât l-ai vopsit pe Ion Ceban, tot putinist. Asta e identitatea lui, n-ai ce face. Dar la chestiile pe care le face, în comparație cu Dorin Chirtoacă, are o viziune. Dar concret ce a făcut? Păi uitați-vă, tot orașul este în construcție. În comparație cu... Ce anume este în construcție? Ce este în construcție? Totul concret. Trotuare Bodone Pușkin și Albișoara. Altceva ce este în construcție? Next question. Next question is yours. Am să răspund eu după ce am să completez. Da, să întrebe domnul Țicu, dacă vreau să întrebați fiecare să aveți aceeași posibilitate. Nu, eu am o singură întrebare, pentru că chestia este evidentă. Deci, din moment ce unionismul se face cu oameni integre, cu partid care are construcții viabile și care are dialog la București, deci, în aceste condiții în care domnul Chirtoacă este plin de dosare, deci au 4 ștampile și n-are cu cine să vorbească la București. Întrebarea este de ce rupe votul unionist și cui convine chestia asta? Îl presează domnul Dodon cu dosare. Are înțelegere cu Maia să-i duc unioniștii. Deci asta trebuie să lămurim acum la emisiune, pentru că mie nu mi-e clar. De exemplu, spuneți oamenilor, pentru că aici sunt votanții noștri unioniști, să înțeleagă care este... Deci logica participării noastre în campanie. Primul rând, faptul că un coleg unionist apelează la partitura, la registrul socialiștilor cu dosarele pe baza căruia au luat primăria Chișinău în mod fraudulos până la urmă, dând mită alegătorilor, este straniu și circumspect. Dacă domnului Țicu i-ar fi deschis dosare penale regimul, aș fi sărit să-l apăr, cum l-am apărat și în cadrul Comisiei Electorale Centrale, ca să fie înregistrat în această competiție, de vreme ce a refuzat dialogul ca să fim un singur candidat. Chestiunea cu Maia Sandu și respectiv Andrei Năstase, nu eu am candidat din partea dumnealor, avându-i în spate pe unul în dreapta și pe unul în stânga, dar domnul Țicu, pe care după aceea i-a trădat, a plecat și de la dumnealor. În general, domnul Țicu are o abordare pe care eu nu o înțeleg și
sper vreodată să fie lămurită. Pe toți îi vorbește de rău. Partidul Liberal îl vorbește de rău, blocul acum îi vorbește de rău, PPM-ul vorbește de rău, unde a și fost pe domnul Șalaru și pe doamna Guțu i-a făcut unioniști oligarhici. Domnul Chirinciu, care l-a propus în funcția de ministru, îi toarnă zoi, zi și noapte, în condițiile în care domnul Chirinciu sincer a venit și și-a propus Consăteanu în funcția de ministru Dacă atineritului. Dacă sunteți corupți, ce să vă fac? Poftim. Asta este o mare nesimțire și ipocrizie, fără supărare. Domnul Chirinciuc, toată lumea știe că nu a luat acei 5.000 de euro pentru care a fost condamnat. Domnul Chirinciuc a recunoscut asta și este chestie clară. Deci omul a stat închis, până la urmă i s-a dat drumul ca să lasă în pace deci, politica. Deci vine Plahotniuc prin atac Raider asupra Partidului Liberal, preia Ministerul Transporturilor ca să pună mâna pe tot ceea ce este acolo. La fel face și cu Primăria Chișinău și domnul Țicu fultură cu aceste chestiuni. Domnul Chirinciuc, i s-au fabricat toate acele filmulețe care n-aveau nicio legătură cu realitatea până la urmă. Se știe foarte bine că n-a luat niciun ban și că a fost pus într-o situație, fiind în penitenciar, pentru a putea ieși înscenată o chestiune cu recunoașterea. Nu a recunoscut dumnealui nimic pentru că nu a făcut nimic. Dar faptul că unui om corect, cu bun simț, care l-a propus pe domnul Țicu în funcția de ministru a tineretului, în asemenea mod, îi se toarnă murdărie, asta este nedemn. Și ar trebui domnul Țicu să vă cereți scuze în fața domnului Chirinciu. Și Nistor Grozavă tot înscenat și Drăguțanu tot înscenat. Așa, poftim. Păi atunci, dacă este vorba despre toate aceste nume, trebuie să ne asumăm și numele Țicu. Pentru că pe domnul Țicu l-am propus ministru din partea Partidului Liberal. Atunci când propui pe cineva într-o funcție, nu îi scrii în frunte că va fi corect mâine, poimâine sau nu. Și de asta tot trebuie ținut cont. Deci, și dacă toate păcatele Republicii Moldova trebuie spălate prin intermediul subsemnatului, dar nicio problemă. Eu îmi asum o asemenea chestiune. Dar oamenii deja au dat notă, au pus notă acestor insinuări a domnului Țicu la alegerile de municipiu Chișinău. 5% pentru dumnealui, 10% pentru subsemnatul. De ce revine cu aceleași slogane, cu aceleași acuzații false, dacă nici măcar socialiștii nu mai recurg la ele? De ce reveniți cu acuzații și de ce critică, de ce spuneți despre toți că nu sunt buni, am înțeles, că nu vă place niciunul? Răspunde domnul Țicu și vreau să aflu și de la domnul Chirtoacă, vă rog, în ce stadiu, că tot vorbim de dosarele astea, dar în ce stadiu sunt dosarele pe care le aveți acum? Sunt moarte și n-au cum să ajungă la finalitate pentru că nu e nimic conținut. Dacă ar fi fost conținut, ce s-ar fi adică prezentat. Ce v-ați primit? Procuratura nu poate susține acuzația în instanță și dosarele procesul se amână de pe o ședință pe alta luni de zile. În celelalte nici nu au curajul să mă învinuiască. Sunt la urmărirea penală de 5 ani. Și nu au cum, pentru că lipsește conținutul. Oamenii ar fi văzut dacă ar fi fost ceva în acești 5 ani. Domnul, la emisiunea trecută, domn Chirtoac mi-a făcut un cadou, mi-a dat o insignă. I-am adus și eu un cadou astăzi. Vreau să-i dau cartea mea personală, Istoria Românilor de la Iezi de Prut, care este un antidot foarte bun pentru întrebări prostești, domnul Chirtoac. Mulțumesc că m-ați făcut și prost. Prostești, am spus. Cine poate să pună întrebări prostești? Spuneți, domnul Țicu, cine poate adresa întrebări prostești? Gata, e o polemică, am încheiat. A, vedeți, nici nu vreți să discutați. Nu prea mai e când, mai aveți 10 secunde. Eu această... 10 secunde mai are domnul Chirtoacă și... un cadou și pentru domnul Țicu, nepregătit, neprogramat, dar este ceea ce pot oferi. Statutul Mișcării Unirea și vă așteptăm să aderați la Mișcarea Unionistă, domnul Țicu. Mulțumesc, noi avem un statut, gata. Nu doriți? Primiți, măcar citiți. Eu sunt fidel partidului, domnul Chirtoacă. Da, este o problemă. Da, mulțumesc. Cum vedeți să-mi dați cadou unui penal o carte? Nu este o problemă? Păi, uitați-vă, mesajul e foarte mulțumesc, sugestiv. Trebuie să avem câte o minută final. Mai are domnul Chirtoacă, domnul Țicu să răspundă la acuzația domnului Chirtoacă cu privire la faptul că nu vorbiți urât. A zis că nu suportați pe niciunul și... n-aveți cuvinte de bine despre nimeni. Nu am nimic să comentez. N-aveți nimic să răspundeți. Bun. Dacă nu mai aveți să răspundeți, trecem la minutul de final? Da. Ok. Domnul Chirtoacă, ultimul minut. Am nevoie de câteva secunde de pregătire. Mesajul meu este unic, am să-l repet de fiecare dată. Stimați prieteni, pentru că ne aflăm la TVR România și Moldova și sunteți cei care o să ne votați cu siguranță și vreau să mergeți în profilul fiecărui candidat, să vă uitați cu încredere, să vă informați, să votăm fără candidați cu trecut penal, cu trecut interlop,
fără interpuși ai celor care v-au furat miliardul, fără cei care au făcut cârdășic socialiști și au dat țara lui Dodon, și să votați unica opțiune, unica alternativă care există la ora actuală, Reunirea cu România, făcută de un partid și de un candidat care poate face acest lucru. Mulțumesc, domnul Chirtoagă. Dacă se poate, pe masă la dumneavoastră. Și asta aici. Putem da la cronometru din momentul da. Care... Da, voi spune un singur cuvânt. Alegeți. Atât am vă spune. Pe 1 noiembrie, alegeți. Da. Mulțumesc. S-au scurs și secundele, ultimele secunde din această emisiune. Cum spuneam, foarte interesantă. V-am anticipat bine așteptările. Țărma ghimbată este de la Prut. De la zidul de pe Prut, care trebuie dat jos, la fel ca zidul Berlinului. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezența în emisiune, mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sunt convins că ați urmărit în special această ediție. Și vă aștept și mâine la ora 19 la o nouă dezbatere electorală aici în studioul TVR Moldova. Toate bune!